Lewandowski este unul dintre cei mai buni atacanți din toate timpurile. El a fost la echipe precum Academia Varsoviei, Delta Varșava, Legia Varșovia, Snici Prușcov, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern și în cele din urmă Barcelona. Reușind să înscrie în total 562 de goluri, foarte, foarte multe goluri, în videoclipul de azi o să-i resetăm cariera pentru a vedea dacă reușește aceleași realizări. Ei bine, și începem această simulare de la Legia Varșovia, pentru că Delta Varșovia nu este în joc, din păcate, așa că de la Legia începem. De asemenea, înainte să trecem să vedem cum arată Lewandowski, pentru că a scăzut overall, desigur, va trebui să setăm niște obiective, așa că obiectivele sunt în felul următor. Lewandowski trebuie să câștige 3 baloane de aur, de asemenea trebuie să câștige 3 Champions League-uri și un Super Cup. De asemenea, Lewandowski trebuie să ajungă la 99 overall, trebuie să câștige Liga în 3 ligi diferite, trebuie să câștige gheata de aur de 5 ori, trebuie să aibă adunate cu toate trofeele în afară de gheata de aur și balonul de aur 20 de trofee, el trebuie să marcheze 250 de goluri și 75 de asisturi. E bine, cam acestea sunt obiectivele, eu zic că sunt foarte bune pentru el. Însă înainte să trecem să-l vedem, v-aș ruga acolo, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja, ca să ajungem la 1000 subscriberi și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez ceva nou. E bine, acestea fiind spuse, hai să mergem la Leva să vedem cum arată, pentru că am scăzut foarte mult overall-ul. Are 71 overall, primul overall în FIFA lui, are potențialul de 92 pentru că acela a fost cea mare card a lui din FIFA, iar stats-urile sunt în felul următor: 2 stele skill moves, 3 stele weak put, medium cu medium, pace-ul 80, shooting-ul 71, passing-ul 56, dribbling-ul 72, defending-ul 41 și physical 67. Aceste stats-uri le-am cam avut el când era la această echipă. Primul sezon desigur îl vom juca la echipa aceasta, iar după aia vedem cum se sucă Lewandowski, dacă prinde primul 11, ce stats-uri are și dacă primește oferte până la urmă. Așa că pentru primul sezon hai să vedem ce development plan o să-i punem și eu văd că un poacher, mobile striker sau complet striker arată foarte bine pentru el, însă cred că o să-i dau un mobile striker pentru că îi crește skill moves și pace-ul foarte mult. E bine, echipa arată foarte ciudat și trebuie să-l integrăm clar în echipă, însă lăsați-mă puțin să schimb formația. E bine, cam așa va arăta echipa în sezonul acesta. El are 17 ani, am uitat să vă spun chestia asta, deci o să crească foarte, foarte mult. E bine, echipa este pregătită cât și Lewandowski, așa că haideți să simulăm primul sezon din simularea cu Lewandowski să vedem ce reușește să facă la Legia Varșovia. E bine, sezonul cu numărul 1 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată Lewandowski și are 75 overall, foarte bine, a crescut plus 4. Hai să vedem totuși ce stats-uri a reușit să aibă. Hai să vedem, 20 de goluri în primul sezon și 6 asisturi. Asta zic, mă, bine, mă, bine, mă, Lewandowski. Hai să vedem că reușește gheata de aur și se pare că nu reușește destul de departe. Se pare că pe locul 8 a fost el cu 15 goluri. Însă haideți să vedem în ligă unde suntem. Suntem top 5, ok, suntem top 5, top 4, Legi, Poznan, ok, se poate, da, ok, se poate top 3, dar nu suntem pe locul 1, nu câștigăm liga, suntem doar pe locul 3, cu 68 de puncte. În Cupa Poloniei, presupun, se pare că câștigăm aici în finală, Legia câștigă cu 2-0, let's go, avem primul nostru trofeu din primul sezon, bine-s. Iar din câte am văzut, Legia Varșovia a jucat în Conference League, însă am trenat pe locul 3, deci n-a trecut mai departe. E bine, am intrat în următorul sezon, Lewandowski este la național, de cât vedem, însă în sezonul acesta vreau să-l pun pe lista de transfer pentru că s-a descurcat foarte, foarte bine în sezonul anterior și sunt sigur că la 75 overall o să poată să primească transferuri interesante de la alte echipe. E bine, și primim două transferuri interesante, una din Premier League și una din La Liga, Real Sociedad și Leeds, ok, foarte, foarte interesant, ambele echipe sunt foarte bune, însă haideți să vedem totuși și atacanți au și dacă va juca Robert Lewandowski în primul 11. Ok, pe poziția de striker se pare că este un atacant sau doi atacanți care au overall mai mare decât Lewandowski, deci se pare că o să ia loc cu acești doi atacanți. Însă echipa chiar arată bine, Miretti, văd că e la echipă, wow, ok. E bine, Leeds se pare că este în Championship și singurul atacant care are o valoare mare este acest Piroe, dar este cu un singur overall mai mare, așa că ar fi o idee să mergem la Leeds și să încercăm să îi ducem în Premier League, iar după poate primul alt transfer mai interesant, însă echipa chiar arată ok. Mai primul ofertă la Beşiktaş, însă da, că vreau să merg în Turcia, așa că da, să refuzăm. Ok, și se pare că până la urmă nu s-au înțeles. Ok, nu-mi dau seama de ce, dar ok. Wow, și prima ofertă de la Al-Hilal. Ok, ok. E bine că striker Al-Hilal nu prea are, adică în afară de Mitrovic nu prea au niciun striker. Însă vedem că este Neymar, aș poate să joace împreună cu Neymar pentru prima oară Lewandowski. Însă chiar nu știu, vrem să mergem la saudiți? Da, nu prea cred, nu prea cred, n-au echipa destul de bună.
Așa că refuzăm această ofertă garantat clar. E bine, și mai primim o ofertă de la Valencia. Ok, Valencia mai interesant. Hai să vedem ce atacanți au. Ok, și Valencia se pare că este în Liga a doua din La Liga și ca atacant se pare că l-au pe Turo, acest atacant care... Wow, și pe Martinez. Da, au cam 3 atacanți. Ok, au 3 striker destul de buni. Da, din cauza că este în Liga a doua și că au 3 striker foarte buni, așa că o să refuzăm. E bine, de la Porto prin ofertă. Ok, Porto pare mai interesant. Hai să vedem totuși ce echipă au și ei. E bine că atacanți au doar 2 atacanți. Teles Magno și acest atacant de 74 overall. Sincer să fiu, cred că mergem la Porto pentru că au doar un singur atacant bun și putem să-i schimbăm poziția de CF el este. Și echipa chiar arată destul de bine, dacă mă întreb pe mine. Pe mijloc, la fundaș și în atac și chiar portarul el este Diego Costa. Da, clar, mergem în Porto. E bine, acceptăm oferta, să sperăm că va accepta și Lewandowski. Wow, de asemenea primește ofertă și de la Sporting. Wow, ok, stai să mă uit repede ce jucători au și vedem dacă până acum acceptăm. Ok, pe poze striker clar, au un atacant mult mai bun, l-au pe Ribeiro odată și l-au pe acest atacant de 83 overall. Ok, se pare că ceva se întâmplă la joc și nu mă lasă să transfer și chiar nu pot să înțeleg de ce. Așa că o să merg eu la Porto și o să-mi transfer eu de acolo. E bine, și până la urmă Lewandowski vine la echipă, a trebuit noi să mergem la Porto ca să transferăm, dar până la urmă vine la Porto. E bine, și cam așa va arăta echipa. Lewandowski striker, Teles Magno fix în spatele lui și echipa va arăta destul de bine. Cu Diogo Costa în poartă, sigur o să câștigăm liga. Însă nu are nevoie doar de echipă, are nevoie și de un development bun, așa că haideți să vedem ce îi dăm sezonul acesta și eu o să merg pe un complet striker ca să-i mărească shooting-ul acolo, dar și la weak foot. E bine, Lewandowski este pregătit și echipa este pregătită, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 2 la Porto de data asta, să vedem ce reușește Lewandowski să facă. Sezonul 2 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată Lewandowski și are 80 overall, mă, let's go, mă, și cât de bine arată echipa, 87 portarul, bine acolo, Diogo Costa. Însă haideți să vedem totuși ce stats-uri a avut Lewandowski, asta contează, 36 de goluri și 4 asisturi, mă, asta zic, mă, hai să ne îngheata de aer dacă reușim și se pare că reușim cu 24 de goluri, 1 din 5, avem foarte, foarte bine acolo, a jucat Lewandowski. Câștigăm liga cu 93 de puncte, bă, câte trofei câștigăm data asta, la Porto se pare că ne sucăm destul de bine, 93 de puncte, câștigăm clar liga. Cupa Portugaliei, însă hai să vedem dacă câștigăm, se pare că o câștigăm cu 3-1, mă, let's go, mă, let's go, câștigăm și încă un trofeu. Însă în Champions League se pare că ne încurcăm, suntem într-o grupă foarte grea și terminăm doar pe locul 3, unde se pare că ne bate în Europa League Slavia cu 5-3 la general. E bine, a jucat foarte, foarte bine la Porto și vreau să mai rămânem încă un sezon să vedem dacă mai reușim să câștigăm o dată la Liga. Așa că vom merge la Lewandowski și vom seta diferent planul înainte să îi dăm simulare. Hai să vedem totuși ce se potrivește pentru el în acest sezon. Se pare că cam toate în afară de target player, așa că eu sincer o să merg pe un poacher ca să-i mărim acolo shooting-ul, cât și attacking-ul work rate. Așa că putem să-i dăm drumul la simularea din sezonul cu numărul 3, să vedem ce reușește să facă Lewandowski în continuare la Porto. E bine, sezonul cu numărul 3 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată Lewandowski și are 85 overall, foarte, foarte, crește din 5 în 5 overall-uri și îmi place foarte mult chestia asta, însă haideți să vedem totuși ce stats-uri are, 37 de goluri și 10 asisturi, bă, rupe, e o mașină de goluri efectiv în Portugalia aici. Hai să vedem gheata de aer dacă reușește, reușește categoric cu 28 de goluri, multe, multe goluri reușește aici pe locul 1. Mai departe în ligă, se pare că o câștigăm cu 89 de puncte, mă, let's go. Cupa Portugalia reușim, reușim să câștigăm din nou cu 3-1, let's go, reușim și acest trofeu din nou. Însă în Champions se pare că iar ne încurcăm, locul 3 din nou cu 10 puncte data asta, într-o grupă destul de ușoară aș putea spune, dar na, asta este. Iar aici se pare că Porto a fost scoasă de Milan cu 8-4 la general, m-au spart. În sezon cu numărul 4 vreau să-l punem aici pe Lewandowski pe lista de transferuri pentru că trebuie să plece din Portugalia și să se ducă într-o ligă mai importantă, mai bună. Așa că vom aștepta transferul să vedem ce oferte primește Lewandowski. E bine, și primește un transfer foarte interesant la AC Milan. Wow, ok, de 173 de milioane de euro. Wow, cât poate să coste. Însă totuși, haideți să vedem ce echipă au. E bine, în atac se pare că ca striker nu au niciun jucător așa mai bun decât Lewandowski. Desigur, în afară de Okafor, dar are 84 overall, are 26 de ani și clar Lewandowski este mai bun. Rafael Leão în stânga, în dreapta Chukwueze, arată foarte bine să atacul ăsta. Mijlocul cu Benacer, foarte, foarte bun. Camavinga, opa. Hai că sunt jucători destul de buni aici.
Defensivă e Tomori, Ferland Mendy, ok, interesant. Tomori și el este aici, da, Udogi, Van Dijk, ok. Și ca portar Magnan, care este foarte, foarte bun. Bine, și se pare că m-au convins, AC Milan este o echipă chiar destul de bună, care sunt sigur că acolo în Serie A o să câștigăm împreună cu Lewandowski, de fapt, Serie A, așa că acceptăm această ofertă. Ok, și se pare că se ne bate o echipă din Serie A pentru semnătura lui Lewandowski. Juventus cu 181 de milioane vine. Haideți să vedem totuși ce echipă au. Câte știu, l-au acolo pe Vlahovic, ceea ce va fi destul de nașpa, însă cine știe. Ia să vedem, la un atac pe, ok, Berardi. Vlahovic desigur de 88, un al, ok, interesant. În mijloc îl au pe Chiesa, Joe Ellington, Milinkovic Savic, care se pare că s-a reîntors aici în Europa. Zaire Emery se pare că s-a auzit la ei și se pare că nu prea au portar, au doar un singur portar, Bento Lopez, care este un regen. Ei bine, din păcate pentru Juventus este echipa mai bună AC Milan, așa că refuzăm Juventus. Ei bine, și până la urmă Robert Lewandowski pleacă în Serie A la AC Milan, unde sunt sigur că o să rupă. Ei bine, sunt în Serie A la AC Milan, unde o să-l pun aici pe poziția de atac, desigur pe Robert Lewandowski, desigur și Camavinga trebuie să intre, așa că îl băgăm și pe Camavinga și Van Dijk, da, se pare că un jucător pe bancă. E bine, cam așa va arăta echipa, momentan toți se plecați la națională, însă acest atac cu acest mijloc arată foarte, foarte bine. Haideți să mergem să băgăm și un divan plan lui Lewandowski, deci ei se potrivește pentru acest sezon și vedem că un target player este perfect pentru el, așa că asta o să-i dăm. E bine, Lewandowski este pregătit, echipa este pregătită, haideți să simulăm sezon cu numărul 4, să vedem ce reușește Lewandowski să facă la AC Milan de data asta. E bine, sezonul s-a terminat și sezonul acesta este foarte important pentru că suntem la AC Milan și AC Milan poate să câștige Champions League-ul. Însă haideți să vedem cum arată Lewandowski și are 89 overall. Mamă, cât a putut să crească. Însă haideți să vedem câte goluri a dat Lewandowski. E bine, și el a reușit 28 de goluri, mă, let's go, ok, 28 de goluri. E destul de bine pentru primul sezon, dar nu foarte, foarte. Și 5 asisturi, desigur. Hai să vedem, gata, dar dacă reușește să o ia, se pare că reușește la limită, împreună cu Martinez, se pare că o ia, dar el este pe locul 1, cu 26 de goluri, let's go. Hai să vedem seria ce se întâmplă, locul 5, wow, ok, se pare că nu ne-a sucat foarte bine în Serie A. Locul 5 este destul de slab, dacă mă întrebați pe mine. Copa Italia, hai să vedem dacă și pierde un final versus Napoli. Ok, ok. Haideți să vedem și în Champions League, se pare că Milan termină grupa pe locul 1. Mai departe însă dă de titanul Real Madrid din La Liga și ne bate cu 4-3 la general. Și câștigă Manchester City la penalti, ori versus Bayern. Ok. E bine, suntem în sezon cu numărul 5, unde suntem în continuare aici la AC Milan cu Lewandowski și desigur o să-l păstrăm la această echipă. Însă data asta aș vrea să facem și un transfer pe poziția de fundaș, pentru că nu se poate, trebuie să aducem clar un fundaș mai bun pentru a-l ăștia aici pe Lewandowski să câștige măcar un titlu. Așa că eu nu o să aduc un fundaș foarte, foarte bun, o să aduc pe Lisandro Martinez, care mi se pare un fundaș ok, foarte bun pentru această echipă, așa că haide să transferăm. E bine, și cu Lisandro Martinez aici ca fundaș, eu zic că arată să le bine echipa, dar chiar pe acest fundaș o să punem locul Van Dijk, pentru că oricum o să scadă foarte, foarte mult. În acest sezon o să rămânem la Milan pentru că vrem să câștigăm acolo o ligă, însă haideți să vedem ce different plan impunem lui Lewandowski și se pare că o să lăsăm pe un target player pentru că așa crește cel mai rapid. E bine, și echipa este pregătită, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 5 să vedem ce reușește Lewandowski să facă în continuare la AC Milan. Haideți să vedem în 2027 dacă Lewandowski reușește să câștige balonul de aur și este Vinicius Junior, da. O să începe să ne uităm la balonul de aur pentru că are o valoare destul de mare și poate câștiga balonul de aur. E bine, sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine Lewandowski la 92 overall, însă vedem că Leao este acceptat, ceea ce înseamnă că ne-a costat acolo în ligă și în Europa League. Însă hai să vedem câte goluri a înscris Lewandowski și 36 de goluri și 8 asisturi. Vedem că totuși a jucat 54 de meciuri Leao, deci ok. Sezon foarte bun al lui Lewandowski, însă hai să vedem dacă câștigăm gheata de aur și reușim să câștigăm din nou gheata de aur la egalitate cu Openda, 22 de goluri amândoi. Hai să vedem că câștigăm Liga și se pare că câștigăm Liga, Milan câștigă Seria cu 84 de puncte, let's go! În Supercupa din Italia, hai să vedem dacă reușim, se pare că câștigă aici Napoli în finală. Copa Italia reușim, hai să vedem, reușim să câștigăm Copa Italia, let's go! Data asta am fost în Europa League și se pare că am terminat grupa cu 1 cu 15 puncte.
Mai departe am dat de Olympic Marseille pe care am bătut-o cu 3-2 la general. În quarterfinals dăm de Newcastle pe care am bătut-o cu 4-3 la general. În semifinale dăm de Real Sociedad pe care o bate cu 5-3 la general. Și vom juca finala versus Chelsea, care a reușit acolo să câștige versus Benfica cu 3-2 la general. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm Europa League măcar și... let's go, mă, reușim să câștigăm, mă. Cu 2-0 câștigăm meciul contra cei de la Chelsea. Câștigăm Europa League, deși noi vrem Champions League-ul. E bine, suntem în sezon cu numărul 6, unde Lewandowski o să rămână încă un sezon la Milan. Însă vedem că ușor își revine acolo Leao pe stânga. Lewandowski de asemenea are 92 overall, foarte bun pentru el. Hai să vedem totuși ce diplomă îi dăm și văd că Mobil Striker este perfect pentru el. Și Lewandowski este pregătit aici în atac. Echipa este pregătită, am stat pe plan la toți, cât și la Lewandowski, așa că haideți să simulăm și sezonul cu numărul 6, să vedem ce reușește să facă Lewandowski în probabil ultimul lui sezon la AC Milan. Hai să vedem în 2028 cine câștigă balonul de aur și este Lewandowski, mă, let's go, câștigă primul lui balonul de aur, let's go. E bine, și am trebuit de simulat și sezonul cu numărul 6, haideți să vedem cum arată Lewandowski și are 95 overall, wow, wow, 95 overall. Leao se pare că și-a revenit, echipa arată foarte, foarte bine, însă haideți să vedem câte goluri a înscris Lewandowski și a înscris 44 de goluri, wow, 44 și 8 asisturi, foarte bine pentru el. Însă hai să vedem dacă am câștigat gata de aur, eu zic că am câștigat-o clar și se pare că am câștigat-o clar cu 29 de goluri. Hai să vedem în seria dacă câștigăm, se pare că câștigăm din nou Liga cu 88 de puncte pe locul 1, let's go. Supercupa Italia, haideți să vedem dacă câștigăm, câștigăm aici în final versus Juventus. Copa Italia câștigăm, se pare că nu câștigă, ne bate Juventus cu 3-2. Supercupa câștigăm, câștigăm o Supercupa, let's go, avem primul obiectiv completat. Hai să vedem în Champions League ce am făcut într-o grupă destul de grea, din câte văd toate echipele efectiv au 8 puncte, însă noi totuși ieșim pe locul 1 din cauza la beraj. În round of 16 se pare că dăm de Leverkusen pe care o batem cu 3-1 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Atletico Madrid pe care o batem la penaltiuri cu 3-0. Însă în finale se pare că dăm de Sevilla pe care o batem și o spargem de fapt cu 6-2 la general. Iar finala vom juca versus Manchester United, care a câștigat acolo 3-2 la general versus Atalanta. Hai să vedem finala Champions League, reușim să câștigăm sau nu. Și reușim, mă, let's go, mă, let's go, let's go, let's go. 4-1, reușim să batem pe Manchester United și după ce am câștigat Europa League, câștigăm și Champions League-ul, let's go. E bine, suntem în sezon cu numărul 7, unde vedem că Lewandowski are 96 overall, foarte, foarte mare overall. Noi să încercăm totuși să-l punem pe lista în transfer, pentru că, da, cam vrem să plece, așa că să sperăm totuși că primim ofertă pentru el. E bine, și primim ofertă pentru Lewandowski de la PSG de 411 milioane de euro, cred că este cea mai scumpă ofertă pe care am primit-o eu la o simulare pentru un jucător. E imposibil, 400, da, o să acceptăm, dar prima oară vreau să vă știu ce echipă au. E bine, și se pare că în atac este doar Kylian Mbappé, pe dreapta se pare că este Dembele, însă în afară de Dembele, pe stânga mai este o Iarza Baldar, că este bătrân. Putem să jucăm foarte bine aici și mijlocul arată chiar foarte bine, Goresca, Locatelli, văd că este și el aici, Pedri, Xavi, foarte, foarte bună echipă. Însă pe defensivă cam stăm foarte, foarte prost. Avem fundaș dreapta, avem cei doi fundași, însă n-avem fundaș stânga. Și ca portar Gianluigi Donnarumma avem 4 portari pe bune. E bine, oferta arată foarte, foarte, foarte bine să jucăm în echipă cu Kylian Mbappé. De 94 overall este foarte bine acolo, însă este foarte mică echipa, foarte puțin fundaș, doar atacă este bun, mai ales dacă venim noi. La portar suntem ok. Din păcate o să refuzăm, însă sper, deci te rog să mai primim ofertă, dar o să refuzăm de data asta Paris Saint-Germain. E bine, și mai primim o ofertă pentru Lewandowski de la Arsenal. Ok, echipă din Premier League. N-am fost până acum în Premier League, deci ar putea să câștigăm acolo un titlu. Însă haideți să vedem totuși ce echipă are Arsenal. E bine, în atac avem un fel următor. Avem pe Bakayoko în dreapta, în stânga Martinelli, foarte bine acolo. Mai avem un cufu interesant pe Diogo Jota, l-avem și pe el aici, pe Saka. Ok, echipă foarte bună în atac și pe ca striker clar au nevoie de un striker nou, adică eu, adică Lewandowski. În mijloc haideți să vedem dacă au cea foarte bună, pe Arda Güler de 88 overall. L-au pe mamă, cea bun mijlocaș ever, Cătălin Cârjan. Ok. Au un mijlocaș destul de interesat aici, un Regen, dar nu-mi dau seama cine e, mai ales pentru că Odegaard este chiar aici de 90 overall. Vieira și el, da, echipă chiar foarte, foarte bună. Ca right back vedem că l-au aici pe Arnold, fundașii Bishek,
cu Saliba, foarte bine acolo ambii, și Tierney în stânga, și ca portar de sigur l-au pe Diogo Costa, bine, nu știa pe cine are, dar e ok, foarte bun Diogo Costa, mai ales că am jucat cu el la Porto. E bine, oferta asta nu am cum să o refuz, însă vreau să negociez, pentru că nu vreau să-l dau pe acest jucător, are destul de bun, așa că nu vreau să-l dau, așa că o să negociem pe niște bani mai ieftini, așa, și nu vreau jucătorul, deci nu vreau. Acceptăm doar așa. Ok, acceptăm așa. E bine, și Lewandowski pleacă în Premier League, în sfârșit, la Arsenal. Plecăm până la urmă de la AC Milan, care ne-a sucat foarte, foarte bine, și mergem în Anglia să rupem și pe acolo. E bine, și am ajuns în Londra, la Arsenal, unde vom schimba aici echipa, clar, categoric, o am face total cea bună echipă din Premier League. E bine, și cam așa va arăta, echipă foarte, foarte bună, însă trebuie să transfer un left back, așa că haideți să transferăm și un left back. Și se pare că cei de la Arsenal încă mai au bugetul pe transferul ăla foarte mare. E bine, și noi o să transferăm pe Balde, care este la Real Madrid, what? Pentru că îi expiră contractul, așa că putem să luăm mult mai ieftin. E bine, și Balde vine aici pe poziția de left back, o sumă destul de bună, 86 de milioane de euro am reușit să transfer. E bine, și cam așa va arăta echipa, eu zic că arată foarte, foarte bine. Însă haideți să-i punem și un diver în plan lui Lewandowski. E bine, și pentru Lewandowski, să fiu sincer, arată cea mai bine un target player, așa că target player o să-i dăm. E bine, Lewandowski și echipa sunt pregătiți, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 7, să vedem ce reușește să facă Lewandowski data asta în Premier League la Arsenal. E bine, haideți să vedem, în 2029 reușește Lewandowski să câștige balonul de aur, și se pare că nu. Câștigă Haaland balonul de aur, ceea ce mă miră, să fiu sincer, pentru că cred că Lewandowski este jucător mai bun. Dacă nu, oricum, în sezonul viitor sigur o să-l câștigăm, pentru că Lewandowski e Lewandowski. E bine, Andrei, am simulat sezonul cu numărul 7, hai să vedem cum arată Arsenal, și Lewandowski se pare că are 97 overall, destul de bine pentru el. Echipa, de fapt, arată foarte, foarte bine. Însă haideți să vedem câte goluri a reușit să înscrie. 46 de goluri, wow! Wow, 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 46 de goluri și 6 asisturi, a rupt efectiv. În primul sezon din Premier League a rupt. Însă haideți să vedem dacă reușește să fie golgetter, și se pare că nu reușește. What? Mă, cu atâtea goluri nu reușește Haaland, îl trece cu 2 goluri diferență. Ok, hai să dacă reușim aici să câștigăm. Nu reușim, se pare că suntem pe locul 3. Manchester City pe 1, Chelsea pe 2. Emirata FA Cup, haideți să vedem. Nu reușim, pierdem în final vs Tottenham. Ok, Carabao Cup, haideți să vedem, reușim. Nu reușim, pierdem în final vs Manchester United. Iar în Champions se pare că suntem pe locul 3. Wow, ok. Ceea ce ne duce direct în Europa League, unde se pare că o batem aici pe Nice cu 5-2 la general. În 4 finals mai departe se pare că o batem pe Torino cu 4-1 la general. În semifinale o batem pe Salzburg cu 6-1 la general, îi spargem efectiv. Și final au jucat versus Chelsea, care am reușit să câștigăm, let's go. Cu 2-1 reușit să câștigăm Europa League. E bine, suntem în sezon cu numărul 8, unde vedem că Lewandowski în continuare, desigur, este aici la Arsenal, unde o să încercăm de data asta să câștigăm Premier League. Trebuie neapărat să câștigăm Premier League, pentru că avem nevoie să completăm acest obiectiv de câștigarea ligii în 3 ligi diferite, și noi deja am făcut asta în Porto și în Serie A, așa că trebuie să facem și în Premier League. În sezonul acesta, de în planul lui Lewandowski, va fi de mobile striker, se crește mai rapid, așa că acesta o să-l punem. Echipa este pregătită, Lewandowski este pregătit, așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 8, să vedem ce reușește să facă Lewandowski în continuare la Arsenal. E bine, haideți să vedem în 2030 cine câștigă balonul de aur. Haideți să vedem. Și este Haaland, bă, din nou Haaland, bă, nu poate, bă, nu poate Lewandowski să câștige de Haaland. E bine, antrenament smash și sezon cu numărul 8, hai să vedem ce overall are Lewandowski, și are 98 overall, foarte, foarte bine, echipa oricum arată foarte, foarte bine. Însă haideți să vedem câte goluri a înscris Lewandowski, 41 de goluri și 4 asisturi, puțin mai puțin față de sezonul trecut, însă echipa a jucat foarte bine, câte vedem. Hai să vedem totuși dacă de data asta câștigă Lewandowski, câștigă Lewandowski, Haaland este pe 3 de data asta. Câștigă pe locul Lewandowski cu 23 de goluri în Premier League. Hai să vedem în Premier League dacă reușim, și reușim în Premier League până la urmă să câștigăm Liga. 81 de puncte, suntem pe locul 1, City pe 2, pe 3, Liverpool și pe 4, Leeds. What? Nu știu că caut acolo, dar ok. Și completăm și acel obiectiv cu câștigarea Ligii în 3 ligi diferite. Emirates FA Cup, hai să vedem. Bun, câștigăm și Emirates FA Cup. Carabao Cup, hai să vedem dacă reușim. Nu reușim, ne bate City. UEFA Super Cup, hai să vedem dacă reușim. Reușim să câștigăm UEFA Super Cup versus Inter. Hai să vedem totuși în Champions League ce am făcut. Se pare că ești în grupă pe locul 1 cu 16 puncte. În round of 16 se pare că batem Interul cu 2-0 la general. În quarter final se pare că batem Chelsea cu 4-1 la general. În semifinale se pare că ne bate City cu 5-2 la general și ne scoate. Și nu știu ce caută Slavia Praga acolo în semifinale, dar ok, și câștigă pe la urmă City.
E bine, și am intrat în sezon cu numărul 9, unde Lewandowski are 98 overall, însă, din câte văd cu target player, o să ajungă în 3 săptămâni la 99 overall, așa că o să completăm acel obiectiv. Echipa este pregătită, sincer, am făcut foarte multe acele contracte, prelungirea contractelor ca să stea aici jucătorii, însă mă gândesc să transferăm un nou camul pentru această echipă, pentru că are nevoie aici Lewandowski să aibă un partener aici ca să paseze la el, ca să înscrie goluri Lewandowski, așa că hai să transferăm un nou camul. E bine, și desigur că îl vom transfera pe Musiala, pentru că are 93 overall, este cea mai mare jucător din mijlocaș camă cu overall-ul acesta. E bine, și până la urmă Musiala vine la echipă pe suma de 204 milioane de euro. E bine, cu Musiala aici pe poziția de cam, o să joace echipa asta foarte, foarte bine. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 9, să vedem ce reușește să facă Lewandowski în continuare la Arsenal. Haideți să vedem în 2031 cine câștigă balonul de aur. Haideți să vedem. 3, 2, 1 și câștigă Lewandowski, mă, let's go, mă. Lewandowski câștigă balonul de aur în sfârșit, let's go. E bine, a simulat sezonul cu numărul 9. Hai să vedem cum arată Lewandowski în continuare la Arsenal și are overall de 99, mă, let's go. Am completat acel obiectiv cu 99 overall. Mai departe vedem că echipa arată efectiv bestial, arată foarte, foarte bine. Însă haideți să vedem câte goluri a reușit să scrie Lewandowski și a reușit să scrie 43 de goluri și 6 asisturi, foarte, foarte bine pentru el. Cam greu la asisturi ce-i drept, dar la goluri efectiv e skyrocket. Hai să vedem că reușim să câștigăm gheata de aur din nou și se pare că reușim. Haaland este pe 2, Foden este pe 2, însă Lewandowski este pe 1 cu 28 de goluri. Premier League, hai să vedem, reușim să câștigăm din nou Premier League cu 101 puncte, mă, let's go. FA Community și reușim să câștigăm. Nu reușim, se pare, ne bate Manchester City. Emirates FA Cup reușim, hai să vedem. Se pare că nu. Carabao Cup reușim. Nu se pare, se pare că câștigă și aici Manchester City. Hai să vedem totuși ce am făcut în Champions League. Vedem că am terminat grupa pe locul 1 cu 16 puncte. Mai departe am dat de Bergamo Calcio, adică de Atalanta, pe care am bătut-o cu 5-3 la general. Apoi am dat de Paris Saint-Germain, pe care am bătut cu 4-2 la general. Apoi de Atletico de Madrid, pe care am spart-o cu 6-3 la general. Și în final venim că o vom juca versus Inter, care am pierdut-o, bă, nu pot să cred. Cum am pierdut finala, mă, pe bune, a bătut Interul, care a scos City, probabil de-aia. E bine, am intrat în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, unde vedem că Lewandowski are în continuare 99 overall. Vom merge și vom da de planul pe care, nu știu, care, ce tip vom da să-i dăm, pentru că efectiv are 99 overall, să-i dăm mobil striker ca idee. Echipa, nu mai am ce să fac la echipa efectiv, pentru că este ultimul sezon, așa o vom păstra. Majoritatea sunt plecați la națională, însă noi o să simulăm sezonul cu numărul 10, așa că simulăm ultimul sezon să vedem ce reușește să facă Lewandowski în continuare la Arsenal. Hai să vedem în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, în anul 2032, dacă Lewandowski reușește să câștige balonul de aur. Și reușește, și se pare că reușește să câștige, mă. Reușește, cred că 3 balone de aur sau 4, nu mai știu exact, însă câștigăm acest balon de aur. E bine, antrenat ultimul sezon de simulat, sezon cu numărul 10, hai să vedem cum arată echipa și Lewandowski, care are în continuare 99 overall. Hai să vedem totuși câte goluri a reușit să înscrie Lewandowski în ultimul sezon, 40 de goluri și 2 asisturi. Destul de ok, la goluri, la asisturi nu prea. Mai departe, gheata de aur se pare că reușim să câștigăm cu 24 de goluri, let's go. Premier League, hai să vedem, reușim să câștigăm din nou Premier League cu 93 de puncte, let's go. FA Community Shield reușim, reușim să câștigăm FA Community Shield. Emirates FA Cup reușim, nu reușim, câștigă aici City. Carabao Cup, hai să vedem, nu câștigăm, câștigă aici Chelsea. Însă haideți să vedem dacă reușim să câștigăm Champions League. Se pare că în grupă ieșim pe locul 1 cu 12 puncte la egalitate cu Atletico Bilbao. În round of 60 se împărcă când de Atletico de Madrid, pe care bate cu 5-1 la general, îi spargem efectiv. În quarter finals dăm de Leipzig, pe care o spargem și pe ea cu 7-3 la general. În semifinale se pare că o spargem și pe City cu 6-3 la general. Iar finala a jucat versus Paris Saint-Germain, pe care a câștigat-o cu 3-1 la general. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm finala și reușim să câștigăm cu 3-2 versus PSG. Câștig Arsenal Champions League în ultimul sezon. Ok, în ultimul sezon. Foarte bine s-a terminat. E bine, a fost o simulare destul de interesantă a lui Lewandowski. Am reușit să câștigăm acolo foarte multe trofee. Champions League mi se pare că de două ori. Obiectivele sunt ok, eu zic. Obiectivele sunt ok. Golurile sigur le-am făcut. Asisturile nu cred. Balonul de aur le-am făcut, așa zic. Ghetele de aur le-am făcut cu siguranță. Overall l-am făcut. Trofeele probabil. Oricum, voi știți foarte bine acolo ce am câștigat și ce n-am câștigat și ce obiective am făcut și ce obiective n-am făcut. Însă cam acesta a fost videoclipul de azi. Dacă a plăcut, nu uitați să să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru a strânge acolo 1000 subscriber. Sigur că putem să facem chestia asta. Și desigur, ca de obicei, să nu uitați acolo să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez. I-a fost Andrei Robert, v-am pat, pa, pa!